Credincioșii parohiei Padina Matei din județul Caraș-Severin au participat astăzi în număr mare la Sfânta Liturghie. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în biserica parohială Nașterea Maicii Domnului. După o absență de 7 ani, suntem din nou împreună cu preotul și credincioșii din această parohie foarte izolată din Munții Locvei. Ne-am bucurat să vedem aici un preot statornic și răbdător, un preot jertfitor care păstrează candela rugăciunii și a slujirii mereu aprinsă în biserica aceasta închinată praznicului nașterii Maicii Domnului. Și de asemenea ne-am bucurat să vedem o turmă cuvântătoare, ascultătoare. Tineri și copii îmbrăcați în haine de sărbătoare ne-au întâmpinat de dimineață, dar foarte mulți astăzi s-au pregătit și s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Vedem că și biserica vie din sufletul credincioșilor este consolidată în această parohie, așa cum am spus, izolată, uitată poate de autorități, dar niciodată uitată de Dumnezeu. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele paroh a fost hirotesit iconom. De asemenea, ctitorilor și celor care se implică în întreținerea locașului de cult, ierarhul le-a oferit diploma de excelență Sfântul Ierarh Antim Ivireanul. Credincioșii acestei parohii arată o credință puternică, dovedită prin fapte, care nu doar în această duminică, ci în fiecare duminică, vin în același număr mare la Sfânta Biserică, se roagă alături de preotul lor și se împărtășesc cu Sfintele Taine. Credincioșii s-au pregătit pentru această sărbătoare prin Taina Spovedanii, împărtășindu-se cu cinstitele și sfintele daruri de către preasfințitul părinte Lucian, episcop al Caransebeșului. Este un sat greu, accesibil, un sat de munte. Cu toate acestea, iată, preasfințitul părinte a făcut totul posibil ca să vină și să ne bucurăm împreună de această zi minunată, care spunem alături de credincioși și de preoții slujitori că este cu adevărat și a fost cu adevărat o zi de sărbătoare. E o zi deosebită pentru comunitatea noastră prin vizita preasfinției sale episcopul Caransebeșului, care a vizitat satul Padina Matei, cetățenii, cât și biserica, parohia noastră. M-am îmbrăcat astăzi din haine populare din zona noastră să venim la biserică, să ne rugăm lui Dumnezeu, să învățăm la școală, să ne dă putere și să fim oameni buni în viață. Pentru noi locuitorii din satul Padina Matei a fost o mare sărbătoare în parohia noastră pentru primirea preasfințitului Lucian. Îi mulțumim lui Dumnezeu și lui Maica Domnului pentru ocrotirea bisericii. Biserica Nașterea Maicii Domnului din localitatea Padina Matei a fost construită în anul 1872. Lucrări ample de renovare s-au efectuat între anii 1984-1988.